spun de mâine. Spuneam că există câteva modalități care sunt clasificate funcție de natura și tipul activității mentale. Există posibilitatea de a opera prin tehnici și procedee asupra planului mental, urmărind să facem în așa fel încât mintea să devină cât mai calmă, cât mai clară, pacificată, stabilă, liniștită. Și în ceea ce privește vidul mental, aici este mai puțin de făcut sau chiar nimic. Pentru că vidul mental iese din sfera lui a face și intră în sfera trăirii. Vidul mental, fiind natură inefabilă, nu se poate atinge decât după ce o serie întreagă de procedee specifice primei categorii sunt integrate. În cadrul primei categorii însă, putem avea de-a face cu anumite procedee care să permită întărirea minții, întărirea puterii de concentrare și a focalizării mentale, a lucidității sale. Și putem avea de-a face și cu anumite procedee care să permită structurarea a ceea ce în psihologia iubină orientală numim conștiința martor. Și când spun aceasta, mă refer la crearea acelei structuri leontice care încă prezintă caracteristicile minții, în sensul capacității ei de reflexie și de oglindire, dar de această dată fără a interveni în ceea ce se produce. Diferența între concentrarea mentală și conștiința relaxată a martorului constă în aceea că în primul caz al concentrării mentale subiectul este focalizat și tinde să se identifice prin această direcționare unilaterală asupra obiectului concentrării, iar în cel de-al doilea caz suntem în rolul unui observator conștient care observă chiar detașat, ceea ce se produce. Ambele atitudini, să spunem, ambele tipuri de orientare mentală sunt folosite atunci când vom vorbi despre metoda cea mai importantă a acestei forme de yoga numită yoga inimii spirituale, meditația pentru revelarea sinelui. Așa cum este ea prezentată în metoda introspecției Atma Vichara, pe care Ramana Maharishi a revelat-o și apoi Paul Brunton a adus-o mai departe, un discipol al său a prezentat-o Occidentului. Mâine vom vorbi mai mult despre această metodă. Vă spuneam însă că pentru a aborda cu succes metoda meditativă conduce către revelarea sinelui, trebuie să existe această structură pregătită. Și atât tehnicile de care vizează concentrarea și liniștirea minții, cât și tehnicile care produc sau ajută la construirea și la fortificarea conștiinței martor ca substrat, sunt necesare. Sunt etape necesare care implică abordarea unor proceduri specifice.
În seara aceasta vă propun o astfel de tehnică. Este o tehnică foarte simplă, care presupune, așa cum ați văzut, și un procedere pregătitoare, o abordare posturală care să permită această fermitate a structurii fiziologice, a corpului nostru. De asemenea, un proces respirator și o atenție, o deschidere, o conștiință asupra felului în care, sigur, are loc desfășurarea procesului respirator, care este însă orientat. Iată în ce constă această tehnică numită prinderea minții agitate. Este o tehnică care poate fi folosită chiar și conjunctural, dar și într-o manieră așa sistematică, pentru că ea poate să ducă la această obiectivare a anumitor rezultate în ceea ce privește atât focalizarea mentală, susținerea unei anumite orientări mentale, dar și sesizarea din perspectiva martorului a ceea ce se produce din punctul de vedere al activității mentale. Metoda, așadar, este următoarea. Implică, mulți deja o știți, dar vreau să o prezint și noilor veniți, implică a fi conștient de respirație. Numărăm ciclul respiratorii de 7, inspirația și expirația, care curg oarecum lent, la mod obișnuit, deci nu avem o extensie a inspirului sau a expirului, deci nu intervenim cu nimic în derularea unui proces respirator obișnuit. Numărăm inspirul și expirul 1, inspirul, expirul 2, inspirul, expirul 3, până la 7. Apoi revenim din nou de la 1 la 14. Apoi revenim din nou la 1 și numărăm până la 21. Deci ciclul multiplu de 7. Până aici lucrurile sunt foarte simple. Nu avem nimic de făcut decât să păstrăm o minte focalizată unilateral pentru a număra ciclul respirator multiplu de 7. Când se încheie un ciclu, revenim la 1 și numărăm în continuare ciclul următor multiplu de 7. Acum, este posibil să constatăm că pot apare gânduri. Natura minții este aceea care zămislește permanent gânduri, mintea se află într-o continuă mișcare. Problema nu este că apar aceste gânduri. Și așa este și într-o meditație. Nu aș putea spune că aceasta este o meditație. Aș putea spune că este o etapă pregătitoare pentru meditație. Deci, așa cum vă spuneam, problema nu este că apar gânduri zămislite de o minte care are sau în care preexistă un conținut. Problema care se pune este ce se întâmplă când apar aceste gânduri. Ele se fortifică, suntem cumva captați de ele, intrăm în fluxul lor, în derularea lor. Ele, evident, că se susțin, se fortifică și noi pierdem atunci conștiința orientată spre centru sau spre ceea ce urmăream să cunoaștem sau să aprofundăm. În cadrul de față, tehnica prezintă marele avantaj că mintea poate rămâne focalizată asupra suflului respirator. Suflul respirator, care de asemenea va curge într-un mod calm și liniștit, fără a interveni. Acest tact, acest ritm imprimat de curgerea unui suflu respirator conștient, poate să facă cu putință minții o stare în care ea se poate își poate mări capacitatea de observare și de atenție, de păstrarea ei unilateral direcționat. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun.
Starea de conștiință care apare și se dezvoltă în timp ce noi suntem focalizați asupra numărării acestor cicluri respiratorii, ne poate ajuta să detectăm apariția unui gând. Dar de această dată, noi nu vom da curs acestui flux de gândire care tinde să apară, ci ne vom opri, atenție, nu vom conceptualiza deloc asupra acelui gând, nu vom analiza de ce a venit, de unde a venit, ce este cu el, nimic din toate acestea, pur și simplu revenim la ciclu de bază, care este de la 1 la 7. Să presupunem că am ajuns de un ciclu de a număra inspirul și expirul 1-21 și undeva la 17, să zicem, apare un gând. Atunci revenim la ciclu de la 1 la 7 și reluăm numărătoarea. 1, inspir, expir, 2, inspir, expir, 3. De la 1 la 7, după ce am terminat acest principiu, din nou de la 1 la 14 și tot așa. Tehnica, vă spuneam, are avantajul că poate să obiectiveze nivelul, sigur, nu facem un scop în sine din aceasta, deci nu are rost să abordăm tehnica în termeni cumva așa puternic intențional și să numărăm ca niște roboței și să nu trăim cu o frică că ar putea să apară un gând. Ideea este de a rămâne absolut relaxați, absolut conștienți, capabili de a avea o reacție spontană, foarte liniștită a minții când înregistrează un gând, chiar și mai subtil, da? Care tinde să apară, și apoi să revenim la ciclu, de la 1 la 7, din nou și să continuăm. Este posibil să remarcați foarte multe situații în derularea acestei tehnici, care de altfel este foarte simplă, dar care prezintă totuși o anumită specificitate. Sunt două, în linii mari, cam două posibilități. Să remarcăm că datorită apatiei și lipsei de luciditate, noi pierdem capacitatea de a sesiza apariția gândurilor și atunci trebuie să realizăm că este necesară o intensificare a vigilenței, da? Și pentru aceasta, sigur, ne îndreptăm puțin coloana, putem deschide chiar ochii și să privim cumva cu ochii semideschiși spre exterior, reluând deja tehnica, dar fiind totuși centrați în interior. Dacă suntem apatici sau obosiți, vom remarca că poate există o cauză acestei apatii, acestei somnolențe, poate să fie o lipsă de vitalitate și atunci avem grijă să realizăm în mod compensativ ce trebuie făcut pentru ca o următoare ședință să decurgă în condiții bune. Da? În cealaltă schemă poate să existe o hiperstimulare, o hiperagitație de natură mentală și iarăși aici este bine să recurgem la să ne dăm seama că se produce acest fenomen, chiar că există o anumită contracție, o hiperstimulare mentală și atunci, sigur, putem să introducem un ritm mai amplu respirator. Să ne amintim că a corela mintea cu respirația duce automat la o priză de conștiință mai mare asupra ființei noastre și deci la o scădere foarte clară a fluxului mental, pentru că a urmări suflul respirator ne liniștește, ne are darul de a ne liniști mintea. Și deci, în ambele situații, vom putea ști ce avem de făcut. Acum, cum ar trebui să derulăm această tehnică foarte simplă? Rămânem centrați în zona pieptului. Deci,
Vă sugerez ca să ne centrăm în zona pieptului, păstrăm această stare de centrare și în continuare vom trece să realizăm această tehnică numită prinderea minții agitate, așa cum am descris-o anterior. Nu fiți contractați, rămâneți într-o stare de liniște, de calm. Nu este cazul să fim neliniștiți dacă constatăm că nu putem să menținem numărătoarea. Tot ce avem de făcut este să revenim la ciclul de bază și apoi să continuăm. Este, aș putea spune, una dintre tehnicile recunoscute în tradiția Mahamudra, această tehnică de liniștire a minții, de creare totodată a unei structuri menită să observe, să perceapă detașat ceea ce se produce în câmpul nostru mental. Ochii închiși. Spatele drept. Trecem acum să realizăm tehnica de miștirea minții, a minții agitate. Ținem centrarea în zona pieptului. Să numărăm ciclul respirator. Dacă sesizăm apariția unui gând, revenim la ciclul de bază, de la 1 la 7. Dacă uităm la ce număr am ajuns, sau la ce ciclu suntem, revenim de asemenea la ciclul de bază. În mod calm, detașat. Începem.
este în starea de centrare, zona pieptului. Următoarea etapă a acestei tehnici constituie stabilizarea minții în starea de liniște. Stare de liniște, tăcere, devine accesibilă. În stare de a fi, care nu are de-a face cu trecutul sau viitorul, cu anumite așteptări, este ca o ascultare atentă acea deschidere a inimii în conceptualizare. Pauză din ce în ce mai mare între ele, conștientizăm astfel mai clar aceste momente de liniște, acele
observându-l de această dată, în mod detașat. Intrăm în faza de stabilizare.
chiar și înainte de a dormi în seara aceasta, puteți să realizați 2-3 minute.